Alexandrenii își pot achita taxele și impozitele. Colectarea acestora a început de astăzi, iar cei care le vor plăti în integralitate până pe data de 31 martie vor avea parte de bonificații. Potrivit calculelor, pentru o locuință de 50 de metri pătrați, proprietarul va plăti anul acesta 119 lei. Aducem la cunoștință contribuabililor persoane fizice și juridice că începând cu data de astăzi, 4 ianuarie 2019, pot să se prezinte la ghișeele noastre pentru a plăti impozite și taxe locale. Ghișeele noastre se găsesc în centru de informații pentru cetățeni, de lângă școala 5 la intrarea în primărie, precum și pentru cei care doresc alt tip de operațiuni fiscale la etajul 2, aripa 9, birourile 1, 2, 3 persoane fizice, 15, 16, 17 persoane juridice. Pentru plata cu anticipație, până la în data de 31 martie 2019, se acordă o bonificație de 10% atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice. Ca o noutate, aducem la cunoștință contribuabililor persoane fizice că începând cu luni 7 ianuarie 2019 pot efectua plăți în sistem electronic prin ghiseul.ro cu autentificare. Și până la această dată se puteau efectua plăți, dar fără autentificare. Tot pentru contribuabilii persoane fizice, reamintim că pot depune documentele pentru a beneficia de facilități fiscale, scăderi sau reduceri de impozite pe clădiri, terenuri, mijloace de transport, până la data de 31 martie 2019. Pe lângă cei care își vor achita integral taxele și impozitele până la 31 martie, vor mai beneficia de reducere de 50% și persoanele cu venituri de până la 600 de lei pe membru de familie. Pentru a fi acordate aceste scutiri, cei cu venituri mici trebuie să facă dovada.